Bine v-am regăsit! Sunt Olimpia Moga și vă prezint știrile zilei de la Făgăraș. Descoperire macabră la Voila. Un trecător a găsit în parcarea unui restaurant cadavrul unui bărbat de aproximativ 65 de ani care avea o rană deschisă în zona capului. Polițiștii cercetează cazul și încearcă să afle în ce condiții a survenit decesul. Anchetatorii merg pe varianta unui accident de circulație în care șoferul a fugit de la fața locului. În parcarea unui restaurant din Voila a fost descoperit cadavrul bărbatului, care are aproximativ 65 de ani, după cum spun anchetatorii. Un trecător a observat din întâmplare trupul neînsuflețit care zăcea în șanț la marginea drumului. A dat imediat alarma la poliție și o echipă de specialiști a venit la fața locului. Oamenii legii încearcă acum să afle în ce condiții și-a pierdut viața bărbatul, despre care anchetatorii spun că este originar din comuna Cincu. Noi am fost sesizați aseară la ora 20:40 prin serviciul 112. Colegii de la Făgăraș s-au deplasat imediat la fața locului și au stabilit cu un bărbat de 65 de ani care se deplasa pe jos, pe drumul național 1. Este vorba despre... Haideți că reluăm, da. Transzicare. Un bărbat și după aia cadavru. Reluăm. Da. Noi am fost sesizați aseară la ora 20:40 prin serviciul 112 cu privire la eveniment. Colegii de la Făgăraș s-au deplasat imediat la fața locului și au stabilit că un bărbat de 65 de ani se deplasa pe jos pe drumul național 1, iar cadavrul său a fost găsit ulterior într-o parcare a unui restaurant la intrarea în comuna Voila, la aproximativ 1,5 metri de drumul național. Cercetările continuă sub coordonarea unui procuror pentru a se stabili împrejurările exacte în care s-a produs evenimentul. Conform datelor existente până în prezent, ipoteza cea mai plauzibilă este că bărbatul ar fi fost lovit de un autovehicul care a părăsit ulterior locul faptei. Din primele cercetări se presupune că bărbatul a fost lovit de o mașină și abandonat într-o baltă de sânge. Incidentul a fost semnalat la poliția seară în jurul orei 20:40. Polițiștii au asigurat perimetrul și au restricționat circulația pe un singur sens până la sosirea procurorilor. Ulterior, trupul neînsuflețit al bărbatului a fost depus la serviciul de medicină legală din Făgăraș pentru necropsie. Polițiștii continuă și acum cercetările în acest caz. Greul abia acum începe. Declarația aparține directorului filialei făgărășene a Societății de Apă și Canalizare și face referire la lucrările de reabilitare a rețelei din oraș. Dacă până acum constructorul a realizat aproape 30% din totalul proiectului, intervențiile viitoare au un grad ridicat de dificultate, întrucât se derulează în zona inundabilă a Oltului. Se lucrează intens la schimbarea conductelor de apă și canalizare pe străzile Andrei Mureșanu, Tudor Vladimirescu, Cânepii, Narciselor, Ciocanului și Tituperția. Și pe străzile Oxigenului, Livezii, Negoiu și Clorului s-au deschis șantiere. Până în prezent, lucrările sunt realizate în proporție de 30%, însă greul abia acum începe. Cel puțin așa susține directorul filialei făgărășene a Societății de Apă, care spune că de acum încolo proiectul vizează lucrări de reabilitare care presupun intervenții din aval în amonte. Din punct de vedere a realizării lucrărilor, la luna ianuarie, pe total, lucrări apă și canalizare, ei au realizat lucrări în proces de 28%, respectiv 18% la apă, atât reabilitare cât și extindere, și 28% la canalizare, atât reabilitare cât și extindere. Dacă s-ar merge în ritmul ăsta, nu ar fi probleme cu execuția, dar greul acum începe, pentru că încep lucrările mai grele, lucrările din aval în amonte, respectiv în zona stației de epurare, în zona inundabilă a Oltului, unde au fost probleme și în trecut cu colectorul pe care îl avem acolo de canalizare. Lucrările de reabilitare a rețelei de apă și canalizare din orașul nostru sunt executate de firma bucureșteană Recon și Doj. Aceasta a fost des criticată de făgărășeni pentru disconfortul creat în zonele în care își deschid șantierul. Pe de altă parte, Societatea de Apă critică la rândul ei făgărășenii care au datorii mari la plata facturilor. În mai multe cartiere ale orașului, oamenii riscă să rămână zilele acestea fără apă la robinet, după ce societatea a trimis în prealabil somații pentru remedierea situațiilor financiare restante. Mai mulți chiriași ai blocurilor ANL au tot felul de pretenții, iar unele dintre ele cu scop de speculă. Municipalitatea, care este proprietarul imobilelor, a sancționat cu evacuarea pe cei care au încălcat clauzele din contract. Acum o chiriașă a cerut schimb de locuințe și asta după ce în decembrie a mai efectuat o astfel de mutare. Consiliul local nu i-a permis femeii o nouă manevră de acest fel.
După ce au primit o locuință de la stat în blocurile ANL, unii chiriași au încercat tot felul de manevre iscusite pentru a obține avantaje de pe urma garsonierei sau apartamentului repartizat. În urma verificărilor efectuate numai pe parcursul anului trecut au fost evacuați numai puțin de 20 de astfel de beneficiari și asta întrucât au încălcat sub diverse forme clauzele contractuale. Acum, legislativul făgărășan s-a confruntat cu o altă situație. O chiriașă a cerut un schimb de locuință cu o persoană din același imobil. Până aici nimic neobișnuit, însă femeia tocmai făcuse o astfel de rocadă în luna decembrie, moment în care a primit acordul Consiliului Local. La numai 2 luni distanță, solicitarea venită din partea aceleiași persoane de a realiza un nou schimb a trezit suspiciuni și legislativul nu a aprobat cererea. Acum legislația nu interzice schimbul și nici contractul nu interzice schimbul, atâta vreme cât există voința tripartită, să spunem așa, și a celor care solicită schimbul și a proprietarului, care este Consiliul Local. Dar s-a constatat cu acest caz că se solicită în mod repetat, frecvent, un schimb de locuință de aceeași persoană, de unde consilierii au tras concluzia că ar putea exista o formulă la care, de regulă, anumiți chiriași procedează, aceea de a face un schimb probabil în schimbul unor foloase materiale, lucru care nu cred că este corect și în orice caz nu poate fi tolerat de municipalitate. Acesta a fost motivul pentru care colegii consilieri nu au fost de acord cu schimbul de locuințe deținute de chiriași din blocurile ANL, atâta vreme cât municipiul Făgăraș este proprietar și Consiliul Local este administrator. Pentru a stopa eventualele afaceri necinstite cu locuințele ce provin din fondul locativ de stat, consilierii locali au decis că un chiriaș ANL poate efectua un singur schimb de locuință și asta în baza unor motive reale și cu acordul celor 3 părți implicate, cei 2 beneficiari ai apartamentelor și Consiliul Local. Elevii claselor a 11-a și a 12-a au susținut astăzi simularea din cadrul bacalaureatului la proba obligatorie a profilului, matematică pentru profilul real și istorie pentru profilul uman. Testarea a fost identică cu cea care va fi la examenul propriu-zis. Elevii au primit subiecte diferențiate în funcție de profilul la care au studiat în liceu. Cei de la științele naturii, matematică, informatică și profil tehnologic au avut subiecte diferite la simulare. Elevii de clasa a 12 au intrat în săli până la ora 8:30, iar testarea a început de la ora 9. Exact ca la examenul real, candidații nu au avut voie să părăsească spațiul de examinare înainte de ora 10:30. Aceștia au avut la dispoziție 3 ore pentru rezolvarea subiectelor. Conform modificării aduse anul trecut în desfășurarea bacalaureatului, elevii de la liceele tehnologice cu cele mai slabe rezultate la sesiunile anterioare ale bacalaureatului au avut subiecte diferite de ale celorlalți elevi la matematică, iar profesorii supraveghetori au fost de altă specialitate decât cea de examen. La fel cum se va întâmpla și la examenul propriu-zis din vară, elevii au fost repartizați în săli în ordine alfabetică, în funcție de listele afișate pe ușa clasei, câte un elev în bancă, în funcție de spațiul disponibil. Elevii nu au avut voie să intre în săli cu materiale din care se pot inspira pentru rezolvarea subiectelor sau cu telefoane mobile. Sălile de examen și de corectare a lucrărilor au fost monitorizate video. Ediția de astăzi cu cele mai importante informații locale se încheie aici. Pentru a ne urmări și pe internet, aveți la dispoziție adresa impactfăgăraș.ro. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu bine!